No, pe jos, pe vârf. Fish on! Am tău, papa! Da, da. Let's go, go. We can pass. Hey, stai, stai, că tu dai în gol. Nu da. Dai în gol. Lasă, lasă, lasă. Lasă să se lupte. Bă, dar ce... S-a supărat, mă. E mai. Ha, da, da. Imbra, wish me luck. Wish me luck. Wish me luck. Okay. Animalul lumii, nu? He's so strong. You gotta come over here, the rocks are gonna come out. Keep reeling, keep reeling, come. Oh, oh, sorry. Take care on top of the shore right there. Okay, though. He's an expert, yeah. You don't mess around. That is a beautiful fish. That's a beautiful fish, yeah. Good job. Ooh. That is a nice fish. Thank you so much. You're welcome, babe. Oh. That's awesome. It's not. No, no more, car. So alive. Prepare the rope. Nice done. Woo! Oh my god. Thank you. Nice one. Ai luat-o, nu? Ia uite-le. Asta e vieta obosit. Ha? Hai, Titi, să vedem ce facem aici. A, și el are. Băi, asta e nenorocire de mare. Femelă, faină. O nouă zi, o nouă zi la pescuit. Sunt aici cu Titi, cu Ibra acolo în spate. Și numai ce am început pescuitul, așa cum ați văzut, am scos un mare
bucătoi și vreau scos și el încă unul. Titi o pierdut vreo 3 de dimineață, dar astăzi o să scoată vreo 5 probabil, pentru că 5 e limita de persoană. Suntem din nou la Manistry River, sau pe Manistry River să-i spunem. E un râu foarte frumos de munte, aș zice, dar în același timp nu prea avem munți, de colină, zonă colinară, așa. Și aseară am fost la pescuit, adică ieri de la ora 2 undeva, și am prins câteva bucăți. Titi a prins cei mai mulți, de fapt, eu n-am prins nimic. Și i-am dus, i-am curățat, toată treaba a fost bună, dar astăzi, pentru că a plouat mult de tot de dimineață, n-am îndrăznit să venim la pescuit până când nu ne-am cumpărat ceva pereline. Și da, se pare că n-am venit degeaba, am început ziua foarte bine. 2 pești scoși din prima și urmează să vedem. E chiar de vreme, deci stați cu noi și o să aveți parte de fun, de încântarea ochilor cu ceea ce vom face noi aici. Începem să prindem curaj. N-am avut curaj până acum să facem nimic, dar aici e domnul Titi. Salutăm lumea de dincolo de ecran. Mr. Ibra, from last year. Yeah. Our friend. Good to see you guys again. He just caught a big fish, a nice one male. So we're gonna do a great job today. Hopefully. Yeah. How many? How many today? I mean, we plan to catch like between 15 and 20, so let's see. Okay. So the numbers are 15 maximum. Right? Yeah, we'll take 5 and then come back for another day. Yeah, after 12 o'clock we can take one more. Hopefully we get lucky with 15, you know. Yeah, 15. Good. Yeah. We started with 2. So am început cu 2 pești agățați. Foarte bine. Și continuăm ziua. Titi aici a pregătit. El e și pe culoare ca să atragă peștele. I'm gonna try. I got a hook on the tail, good too. Oh, he's still up. He's not on the bucket anymore. Hey. I gotta move. This thing's gonna take me. I've got another net here somewhere. It's a little bigger. It's getting tired already. Thanks. Aloy? Alto? Aici în groapă era lângă ăștia bun. Now watch her. You know, it'll look like it's only knee deep and then you'll get up here. Let it come to the shoal. Yeah, you'll be up to your balls if you dive it off. Yeah, let it come up to the shoal. Oh, nice, nice. Swimming backwards, Mert. Well, you know how they are. When they get lazy, you know? Scoop, baby, scoop. This guy's got the little net. There you go. Look at that. He made that look so easy. He made that look so easy. Whoa. That's a big one. That's a big one. Asta face... Eu nu înțeleg. Băi, vezi că am... Ah, și-o dat drumul. Să... Păi, ciorul că am uitat. Am uitat asta, trasă. Păi da, dar am... când am dezgățat mai înainte. Știi?
mai înainte când am dezghețat sau... Care? Unde-i? You know what? Come closer. No, no, believe me. Like I did with the other one. So come here. You gotta leave the fish to come. Right up. Yeah, a little bit more, more, more. It's hiding. Yeah, I know, I know. It's like mine. Where is it? Okay. He's fighting more than he looks like. Se luptă mai mult decât arată. Dar e bun și ăsta, nu-i? Nu-i cop. Yeah. Look at mine, full with eggs. Beautiful. But this is a male, huh? Probably, yeah. The male. Uh-huh. But all the black is good. Yeah. Băieții sunt acolo jos, toată lumea pescuiește liniștită, în lungul și în susul și în josul râului, în special pe partea dreaptă, pentru că dincolo nu-i acces. Și eu acum am urcat aici să... Uite ce unelte am, să tai copacul ăsta, care se vede aici culcat. E un salcâm, îl tăiem pentru foc. Pentru că suntem în prima, de fapt a doua săptămână din octombrie și pe aici vremea s-a cam răcit. Ne interesează să-l tăiem pe ăsta care-i uscat. Și e căzut, din câte se vede. E putregăios, dar trebuie să mai aibă ceva esență în el ca să ne încălzim. Acolo jos e deja făcut focul de alți băieți și îl menținem, pentru că dacă rămânem pe timpul nopții ai nevoie de un pic de foc să te încălzești. Cam asta a fost. L-am tăiat, am blocat un pic pe răstrău, dar îl deblocăm noi în 2 secunde. Așa. Și acum îl dăm jos. Hai să vedem.
cum îl dăm jos ca să nu ne afecteze. Titi-o prins ceva. Titi-o prins ceva acolo jos. Nu știu dacă se vede. El e cel portocaliu în zona aia. Și... faină bucată. Nice work, Titi! Dăm jos. Ce se întâmplă? I did something. That was one. Yeah, now you caught it. What are you gonna do with it? We burn it. Burn it. At least we can use some branches. Domnul Titi, tata socru, o agățat ceva acolo, ori o agățat undița, ori o luat un pește. Fă-l să sară, Titi, fă-l să sară. Ai, ai. Rupe-i fâșul. Hai să înceapă lupta. Merg niște băieți și ne ajută să-l scot. Ca să vedem dacă iese. E ceva puternic acolo. Oricum noi dăm la pești de pe partea cealaltă mai mult decât la pești de aici din... de lângă noi. Tot să treacă toată apa. Cât de departe e peștele? Vezi, da, e puternic, ha? L-ai luat iarăși. Bine. That's huge! Numai ce mai zboară icrele din el. E femelă. Titi, mai poți cu mâinile. That is a nice fish, bud. Yep. Whew. Ibra, that's yours. He's looking for you. Treaba-i că în seara asta Titi nail it. Adică Titi a făcut o lată. Unul după altul prinde. Mă bucur pentru că el prinde, mi ciudă de nu mai pot că eu nu prind nimic. Dar nici nu mai am timp să prind pentru că el ce face? Nu-mi dă timp. Trebuie să pun mâna repede pe mincioc și să scot pește după pește afară. Ho, ho, ho! Hopefully it's fish on. Come to Papia. Come. There are two fishes. This one it's... That's the one we threw just now, right? I don't know. Don't tell me it's the same one. It's the same one. No, it's not the same one. No, it's not the same. That one's got less spots on it, don't it?
Is that the same one? No, it's not the same. The other one was white. Hell no. Not really. I think it's the same one. It's full with spots. Okay, focus. Spots on the other side? Come here, you fucker. Focus on Titi. Hold on. Yeah, that's the same fish. It's the same fish. You see why? Yes. Good job, brother. Good job. At least I think he wants you to keep him. Oh, if we get him to the third time, we'll no. take him. No. Leave him. Seeing you guys are double up, so I grab my pliers, come down so we get the net clear. You've got a hot hand. That guy's just fucking beating the fish tonight. Yep. I think he's got a pretty big one right here. He's really pulling. Or maybe it's hooked. Yeah. Somehow. This is a good time. You guys are good dudes. Come down and hang out with you. Yesterday. Yeah, look at that prick. He's standing right here. Yeah. Get out of here. Go away. Go. We don't want you. Go. Prepare your family. Send your kids here. Yeah. So this is the size what the fish is it's getting in 1 year? Four. 4 year. 4 year cycle. So 4 years. By the time they're spawned, hatch out, and come back, it's for, you know, they'll be fry in the spring. That's a nice fish. Uh-huh. That's a good clean one. That's a nice fish. And while they are in the lake, the meat is pink, right? It's got a nice like orange color to it. Yeah. They get a transition where they go from that chrome color, they get in this oxygenated river water when they start changing. Mm-hmm. That's a good fish. Good, Titi, good. Nice one. That's really nice. That's a beautiful one. Yeah. Nice wide ones. If you can keep the fish, if you got a preference on fish you keep, yeah. Males are the best ones. The fillets are nice and wide, and they don't have that saggy belly to them. Yeah. Hey, don't get mad and let it go on them. Give it a big spoop. Haha, hopefully. I think you're getting a hook, brother. It's going up. There is a fish over there, guys. I don't remember how many I caught. Come on, boy. He's right here. Hopefully he's not a zombie again. No, this is... I don't say zombie, I think. Hey! Nobody helps me? Yes, man, you can't pick me. Come on, boy. Come on. The tail is white a little bit. Oh, that's a nice one. Yeah. Thank you. Imra, come here a little bit. Yeah, you can leave it there. That's a nice one. Young. Thank you so much. Ibona, sir. Fine, l-am prins. Ia. Îl luăm pe ăsta, micuț, îl luăm pe ăsta. Da. Richard, you have a good night.
Should I send them out? Yeah, we gotta get the dogs out. All right. Well, I appreciate you coming out. Yeah. Hanging out. Doing the annual salmon sling thing. Oh, yeah. We'll be in touch. All right. God save you guys. Bye. I like how you do that job. Thank you, man. Hai să vă fac un update așa de final de vlog. Dronuța asta scumpă nu mai e. Hai tăiești modulul de la ea. Beata a avut ultimul ei zbor aici în Michigan la campground-ul Madison Campground. Am ridicat-o în dimineața asta să prind niște imagini superbe pentru că avem soare. Pentru prima dată a stat soarele mai mult de o oră pe cer. Încă nu a ajuns la noi, dar vine încet încet, se vede pe cursul apei cum răsare. Și am zis hai să ridic drona să mă joc un pic cu ea. Am ridicat-o odată, am chemat-o înapoi că nu mergea cardul, ceva probleme la SD. Și când am trimis-o a doua oară, s-o tăia conexiunea cu ea și vrea să vin acasă pentru că o pierdută. Zicea că se termină bateria, dar mai avea vreo 40%, nu știu ce fenomen a fost. Și am lăsat-o să vină ea singură acasă și în loc să vină, i-au luat comandă să plece sus, pentru că așa face ea prima dată. Dar am considerat că nu o să aibă suficient timp să meargă, mai ales că sus erau vânturi și o să se piardă din cauza asta. Să o controlez eu. Și nu am mai răspuns la comenzi, am mers acolo undeva în partea aia a campground-ului, a locului de campare și o lovit ceva crăci de copaci și cu asta m-am ales. Deci, pe lângă 26 de pești, 27 de pești pe care am luat la excursia asta, am luat pauză și de o dronă. Titi, cum a fost excursia? Bun. Mai venim și la anul? Încercăm. A fost cam frig în cort? Nu. Nu a fost frig. Nu a fost ok. Avem aici impozitorul, Imbra. Bună, guys! Brought the heater with us. Yeah, HVAC. HVAC and fishing. You are the HVAC guys, actually. HVAC guy, yeah. Me and this gentleman here. Băieții lucrează împreună. So, how did you feel it this time? Wow, this time is better. We got a couple mistakes, you know, we didn't brought the stuff for the rain, you know? Yeah. But it was nice. With something to put on. Yeah, was nice. But I mean, today it looked better, like sunny, yeah. Clear sky, no rain. Mm-hmm. And our luck was like those 2 days was really bad, but we enjoyed. It was raining every 30 minutes. Yeah, right? I mean non-stop. You know, all day was raining. But we caught some good fish.
Yeah. The freezer is full. That's freezer and a half. That's the most important thing. Yep, yep. O să ne apucăm de împachetat totul. Adică totul se adună de pe aici, mâncare ce am despachetat dimineața asta. Cortul îl facem pachet și o tăiem, să fim pe ora 2-3 poate că cel târziu. Trebuie să înapoiem remorcuța. Dacă vă întrebați cât o costat să o închiriez, am plătit $18.50 pare mi se pe zi, plus un insurance, o asigurare de $24. În orice caz, în orice accident, orice s-ar întâmpla cu ea, îți acoperă $5.000, probabil că atâta și valoarea ei. Deci, în total, $80 pe 3 zile chiriatul, cu tot cu asigurare. Și asta e locația încă o dată, o arat. Oamenii împachetează, la fel ca noi. V-am salutat de pe meleagurile Michiganului de data asta. Și ne revedem cu un nou vlog data viitoare. Bye, bye!